Femeia a filmat saloanele în care sunt nevoite să stea viitoarele mămici și a surprins și câțiva gândaci care umblau pe mobilierul vechi și stricat. Filmulețul și fotografiile au ajuns ulterior și la conducerea spitalului. Sunt fotografii foarte vechi. Cum ați văzut, secția de pediatrie este renovată și igienizată complet. Mobilierul este unul nou, schimbat recent, iar în secția de ginecologie condițiile sunt total altele. Atât gresia cât și saltelele, nopierele și paturile sunt cu totul altele. Chiar și așa, oamenii sunt în continuare nemulțumiți de condiții, dar și de atitudinea medicilor. Asta e România, dacă avea fonduri și români noștri și erau oameni deștepți, aveam spitale bune, în rest. Eu acum am ieșit de la urgență, m-am luat salvarea de acasă și mă simt foarte rău, dar văd tot pentru că îmi dat bun. Deci până acasă pot să mor. Chiar dacă secția de pediatrie a fost renovată, în celelalte saloane tronează același mobilier vechi și rupt, iar toaletele lasă mult de dorit.